Cine spunea că moda nu a cucerit toate domeniile de activitate s-a înșelat. Ce drept, încă nu au apărut costume de astronaut ornate cu cristale Swarovski, dar există mingi de fotbal realizate de designeri. De altfel, în ultimii ani, creatorii de modă au devenit din ce în ce mai interesați de sportivi. Messi, Ronaldo și Sharapova sunt imagini ale unor branduri celebre și au făcut adevărate averi din asta. Ce să mai discutăm despre deja clasicul David Beckham? Deși a cam pus ghetele în cui, tot este solicitat să apară într-o grămadă de reclame. Este clar pentru toată lumea că sportul este la modă, dar și că moda a devenit un adevărat sport internațional. Designerii sunt conștienți că zeii fotbalului, ai tenisului sau ai golfului au milioane de fani. Iar acest lucru nu poate reprezenta pentru creatorii de modă decât atât. Milioane de euro în conturile lor bancare. Tocmai de aceea, în ultima vreme, cele mai solicitate top modele în reclamele brandurilor internaționale au fost nu modelele clasice, ci vedetele din sport. Revista Forbes a realizat un top în anul 2012 în care evidențiază faptul că Messi câștigase din fotbal 19 milioane de euro la finele anului, iar din contracte publicitare peste 20 de milioane. Competitorul său, Cristiano Ronaldo, a avut practic același traseu din fotbal, a câștigat în jur de 20 de milioane într-un an de zile, iar din campaniile publicitare peste 22 de milioane de euro. Sportul rege nu este însă unicul care inspiră pe mari designeri. Există asemenea exemple și din alte sporturi? Desigur, este bine cunoscută colaborarea lui Roger Federer cu brandul Rolex. De asemenea, Maria Sharapova a devenit în scurt timp un fel de umeraj de care se agață tot mai multe etichete sonore. Spre exemplu, în toate meciurile ei este văzută purtând cercei Tiffany's, hidratându-se cu apă Evian, purtând echipamente Nike. Brandurile de renume și asociază imaginea cu cea a starurilor din sport și prin crearea celor mai bune echipamente sportive. Există foarte multe branduri care se asociază cu sportul rege. Unul dintre aceste branduri este Versace, care a realizat uniformele echipei Real Madrid. De asemenea, Armani a realizat uniformele echipei naționale a Italiei. Echipa Marii Britanii au fost îmbrăcată de Stella McCartney și exemplele pot continua. Designerii nu s-au implicat doar în crearea unor linii pentru sportivi. Așa au apărut mingile Brazucas, lansate de Luisa Via Roma în colaborare cu cele mai sonore branduri. Sunt acele mingi folosite pe terenul de fotbal, numai că variantele acestea sunt inedite și mult mai spectaculoase. Aceste mingi sunt licitate pe internet, prețul ajunge și la 500 de euro, iar banii sunt donați copiilor ce locuiesc în cartiere nevoiașe din Rio de Janeiro și São Paulo. Așadar, relația dintre modă și sport evoluează în continuu. Singurul sector al modei care crește de două ori mai mult decât industria modei în ansamblu este cel de activewear pentru femei. Designerii sunt conștienți de acest lucru și se străduiesc să completeze cât mai creativ acest vid cu mare potențial financiar.
Hermès a creat o bicicletă foarte chic, cu finisaje impecabile, are până și suspensii hidraulice și tot felul de accesorizări tehnice. Până și Karl Lagerfeld a creat pentru Chanel un balon pentru fotbalul american și o minge pentru basket. În concluzie, nu există limite atunci când vine vorba despre modă. Designerii intuiesc sursele de venit și marșează spre segmente care, până de curând, erau considerate a fi libere de fashion.